Marele Apostol Pavel, înainte ca să plece în veșnicie. M-am luptat lupta cea bună. Am sfârșit alergarea. Am păzit credința. De acum, mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Și nu numai mie, spunea Pavel, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Fratele Nicu a luptat lupta cea bună și a sfârșit alergarea aseară în drumul lui de întoarcere de la Konop la Lipova. Faptul că a plecat în veșnicie după ce a isprăvit lucrarea la Konop are o importanță deosebită. Pentru mine înseamnă extrem, extrem de mult. Și a sfârșit alergarea la 51 de ani. Și-a păzit credința. În epistola lui Iuda citim să luptăm pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Un pentecostal autentic. Și noi, fără să aducem atingere altor credințe, altor confesiuni creștine, credem că această credință pe care o împărtășim și noi este cea mai apropiată de credința biblică. Ori Nicu Iliescu a fost un pentecostal autentic. Un om care l-a iubit pe Domnul, a predicat Evanghelia, a vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt și a practicat ceea ce a promovăduit. De acum, spune Pavel, mă așteaptă cununa neprihănirii. Am înțeles că aseară le-a vorbit tinerilor despre cer. Nicu Iliescu a ajuns în cer. Și eu am predicat despre cer. Și iau câteva referințe biblice. Și le explic ascultătorilor mei așa cum eu înțeleg. Și la un moment dat spun, cunoaștem extrem de puțin. Și vedem ca într-o oglindă, vedem în timp întunecos. Dar Nicu Iliescu s-a dus să vadă în realitate. S-a dus în prezența Domnului. Ștefan când era omorât cu pietre și a ridicat ochii în sus și a spus, văd cerurile deschise și îl văd pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. După Scriptură, Domnul Iisus Hristos stă alături de Tatăl pe scaunul Lui de domnie. Când s-a înălțat la cer și astăzi sărbătorim înălțarea la cer a Domnului Iisus. Tatăl i-a redat slava pe care o avea dintotdeauna și a dat dreptul să șadă împreună cu El pe scaunul Lui de domnie. Dar când urma să vină în cer primul martir creștin, Domnul s-a ridicat în picioare. Și Ștefan l-a văzut și a spus, Fiul omului stă în picioare la dreapta Tatălui. Cred că într-un mod asemănător. Aseară, când a avut loc acel tragic accident și când Nicu împreună cu cei doi fii, cu Adrian și Valex, au plecat, Domnul Iisus Hristos i-a primit în locul acela de glorie. Lacrimile sunt pentru noi. Ferice de ei! Ferice de morții care mor în Domnul! Nu vă mai străduiți să înțelegeți de ce. Eu plângea la căpătâiul copiilor lui. Și nu știa nimic despre marea confruntare de lumea nevăzută. Apoi a aflat și el și am aflat și noi. Și toată istoria știe de fapt. De ce au murit cei 10 copii al lui Iov într-o singură zi? Nu știu dacă vreodată vom afla de ce Dumnezeu a îngăduit ca într-o seară aceștia trei să meargă pe drumul pe care merge toată lumea. Poate vom afla, poate nu vom afla.
Dar e sigur că a fost cu voia lui Dumnezeu, cu acceptul lui Dumnezeu. Și eu sunt sigur că ei sunt în cer. Și fratele Micu, dacă ne-ar putea vorbi, ne-ar spune, a avut dreptate apostolul Pavel când a spus ce ochiul omului n-a văzut, urechea omului n-a auzit și la inima omului nu s-a usuit. Așa sunt lucrurile pe care Domnul le pregătește pentru aceia care îl iubesc pe El. Și fratele Micu l-a iubit pe Domnul, a fost consacrat pentru lucrarea Domnului și a avut mare râvnă pentru Biserica Domnului Hristos. De aceea credem că El s-a dus la odihnă și așteaptă învierea. Sigur e greu pentru cei care rămân. Pentru sora aceasta, pentru Paul, pentru Astrid, pentru voi, cei din familia, mare familie Iglesii. Pe mulți vă cunosc de mulți ani. Mă alătur vouă, cu tot sufletul și cu toată puterea mea. Noi toți care suntem aici, suntem alături de voi și încercăm să preluăm o parte din durerea voastră, din povara uriașă care apasă pe sufletele voastre, dar acela care poate să vă mângâie cu adevărat este Domnul. Acela care a spus, n-am să vă las orfan, îl voi ruga pe Tatăl și vă voi trimite un alt mângâitor care va fi cu voi în viață. Și fie ca Domnul nostru, mare, sfânt și atotputernic, prin Duhul Său cel Sfânt, să vă mângâie pe toți, să vă întărească în nădejde, iar fratelui Nicu îi spune prin credință, la revedere, frate Nicu, pe curând în cer la Dumnezeu. La revedere, Adrian, la revedere, Alex, ne vom revedea pe țărmul de dincolo. Acolo unde nimeni nu plânge, nimeni nu se bolnăvește, acolo nimănui nu este foame, acolo nimeni nu moare, acolo nu se cimitire, acolo Dumnezeu este totul și în toți. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu tuturor să ajungem acolo când El va hotărâ aceasta. Amin. Înainte ca prin rugăciune să încheiem serviciul divin din seara noastră de privilegiu, vreau să vă anunț că și mâine seară, în jurul orelor 19, aici se va oficia o slujbă funebră. Apoi slujba de mormântare va avea loc sâmbătă la o oră care va fi anunțată mâine seară. Acum vă invit să vă ridicați pe picioare, să stăm în rugăciune înaintea Dumnezeului nostru și prin fratele Vasile Martin să rostim această mulțumire înaintea Domnului care ne-a ajutat până aici. Dumnezeul nostru mare și frumos,